Bună seara, prietene, l-am alături pe Sima de la FC Unirea. Bună, Sima! Bună! Cum a fost meciul în seara asta? Un meci ușor, ne-am făcut jocul și am bătut cu 16-2. O diferență foarte mare. A fost o provocare meciul, echipa adversă a fost slabă? Nu pot să zic că a fost echipa adversă slabă. Noi ne-am făcut jocul, din câte știu eu, am pierdut de 3-4 etape în continuu și trebuia să ne revenim și noi, măcar acum. Care a fost avantajul vostru? Avantajul nostru, Florin Marta, zis Mascherano, prietenul nostru, a jucat foarte bine și îl felicit, a dat 6 goluri și ce să spun, mai multe nu-i de zis. Să înțeleg, el a fost omul meciului? Da, omul meciului, cu siguranță omul meciului. A jucat, a avut un joc de pase foarte bun, niște șuturi de la distanță, stopuri pe iept, are un tatuaj cu Danonină pe picior. Pe viitor veți reveni în aceeași manieră sau veți face schimbări în lot? Încercăm să-l supunem la exerciții fizice cât mai bune, să-l ducem la sală, că e un pic cam grăsuț, sperăm să ne facă el joc în continuare. Pentru meciurile viitoare, ce planuri aveți? Ce planuri să avem? Să joace cât mai bine, dacă își face el jocul, ne facem și noi jocul, îți dai seama. Totul de el, că el este capitanul nostru. E baza voastră. Da, da, corect. Despre locul vostru în clasament, ce îmi poți spune? Ce pot să spun? Din ce în ce urcăm și noi mai sus. Am avut o formă scăzută câteva meciuri, dar din câte se pare am revenit. Și urcăm cât mai sus în clasament. Datorită prietenului nostru Florin Marta. Există anumite echipe de care ți-e frică și ai teama să nu joci cu ele? Nu ne e frică de nicio echipă, toate își fac un joc frumos de pase, dacă noi ne facem jocul nostru, cred că va ieși bine. Un succes vă doresc, o seară frumoasă! Mulțumesc frumos! Nu uitați să dați like paginii noastre Facebook Liga Prietenii și să vizitați site-ul nostru oficial ligaprietenii.com. Le mulțumim sponsorilor noștri de la Homa Sport Shop și Cipita. Vă pup!